Prezent votează. Aveți emoții, doamna prim-ministru? Nu, nu am emoții, știu că am emoțional bate. Vor exemplu, vorbiți de educație, dar ați uitat câte școli ați închis. Votează. Prezent votează. Secretul votului. Nimeni nu va uita dacă astăzi vor trăda partidul care i-a făcut. Credeți că trece moțiunea? Nu, nici vorba. Apar trădători în PSD? Nu, no, nu, no, că sunt amica lumea PSD-știi. Ei le place muncă, la las lucru. La guvernare, stimați colegi, ați fi un adevărat dezastru și un pericol pentru această țară și pentru români. Să nu credeți că ne vom opri vreodată. Dragă Viorica, dacă e adevărat că ești ținută ostatică împotriva voinței tale, atunci poți să nu spui nimica, dacă clipești de două ori și noi am înțeles și te eliberăm. Doamna Dăncilă e supărată că ieri m-au sunat toți consilierii domniei sale să ne vedem aseară să vorbim despre moțiune și dacă te superi că te refuză un bărbat, nu e normal să o spuneți la microfon. Domnul Ponta, e greu să vă răspund, dar pot să afirm un lucru cu tărie. Pot să afirm un lucru cu tărie. Nu o să trădez niciodată acest partid. O să am puterea să fiu mai bărbat decât dumneavoastră, să stau în picioare, dar la dumneavoastră măsura obrăzniciei și misoginismului este cunoscută. Nu mai miră pe nimeni. Bun. Eu știu ce înseamnă, dar dumneavoastră ați arătat, domnul Ponta, aveți cel puțin bunul simț și vorbiți totuși cu o femeie. Domnul senator Lungu Vasile Cristian. Domnilor și domnilor, continuăm lista. Prezent, votează. Vota Marius Iorin. Prezent, votează. Votează. Prezent, votează. Secretul. Prezent, votează. Prezent, votează. Prezent, votează. Domnul Bolan Ilian, prezent, votează. Bun, Sorin. Prezent, votează. 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 Cum vă simțiți? Le așteaptă mașina. Triste. Da.
trebuia să plece de mult, normal că e o victorie. N-aș spune că e o victorie pentru români, e o victorie doar temporar, că am reușit să înlăturăm un guvern care era incompetent și oricum nu făcea nimic pentru România. Ce se întâmplă în continuare? Muncim, muncesc eu, tot timpul. Ce ați făcut la scătare în aceștia? 300 de pensii salarii, vă rog, mai mult, mai mult.